Bună ziua, dragi prieteni! Azi suntem în data de 29 ianuarie, dacă nu mă greșesc, că e luni. 29 ianuarie 2023. Suntem la împrăștiet îngrășăminte, împrăștiem sulfat de amoniu de la Fosagro, granulat, acum să vă-l arătăm. Nu pot să mă apuc să închid tractorul de atacă, e GPS-ul și l-am unit. Noi totdeauna cu zeturul, prima dată împrăștiem îngrășăminte cu armatracul. Așa arată la noi câmpurile. Aici am vii, unii alături de vie, ca dacă vedem în partea asta. Totdeauna alături de vie, ca și aici se vede o leacă grâu, cu oprit omătul în vie. Și alături de vie, ca așa la noi frumușel. Slava Domnului, aici am ormanele, dacă se vede, dar împotriva la soare, nu știu cât de bine se vede. E mai mult omăt. Mulțumim că ne-o nins și acum și arăt îngrășămintele și cu Doamne ajută. Dăm 100 de kg de sulfat de amoniu, prima toană că am s-o primit acolo undeva vreo 65 kg, am mai regulat și dacă are cineva așa de la RTM, păi mergem cu aproape 15 km, 14 jumătate, 15 km. E deschis jos la 52 și asta este 100 de kg plus minus. E acum mai mult, dar după GPS mergem. Așa arată sulfat amoniu, mai înainte el era altfel, cristale, asta e. Iată că noi am crezut că scurge cam ca silitra, dar el curge puțin mai încet. Și poate e o lecuțică și mai chic de omăt, poate e mai umed, mai pate, nu știu ce, dar nu e ceea ce am crezut ca silitra. Așa arată grâușorul. Să-l dăm așa mai de-aproape. Aici am prăștie dimineață. Dacă e soare, nu știu dacă de bine se vede. E ca așa ea. Frumușel. Care e într-o frunză, care e două frunze. Că cam așa, pornit, aici s-a 3 frunze, dar aici are 3 frunze. Avem două norme de sămănat. Aici ai până aproape în drept cu via, 95 kg de grâu sămănat cu 95 kg de înpăca. Și în partea cealaltă 120 cu 120 kg. Asta, vă doresc succes, toate cele bune!